Salutare, dragi prieteni! Iar am luat-o cu R, ca franceze. Ne revedem din nou cu o altă mărturie a lui domnul Dan. Domnul Dan. Domnul Dan, avem aici o pompă de căldură de 12 kW, care la început am avut ceva probleme cu ea. A zbâșbuit-o un pic, cam cât timp? Ceva mai mult. Ceva mai mult timp. Ceva mai mult timp. Până la urmă, domnul Dan, ce ați făcut? Ați dat de mine pe YouTube? Bineînțeles. Vă urmăream. Deci, domnul Dan a dat de mine pe YouTube și până la urmă s-a hotărât, hai să mă cheme și ne chinuim cam de vreo 4 ore și ceva, nu? Cam așa ceva. Ne-a apucat 12 noaptea de acum și i-am dat de cap. I-am dat de cap și am reușit să avem o temperatură, să spunem așa, constantă de 75 de grade. Asta e pe modulul 2, că modulează, da? 75 de grade pe tur cu 49-50 pe retur la un consum de 6 amperi. Se vede acolo, se vede. Asta e pe modulație. Care, până acum, cât aveați, câte grade aveați? Nu depășea de 40-38. 38 de grade. Acum degivrează. Bun, 38 de grade. Și acum avem... Deci am văzut că a urcat... Nu, termostatul. A oprit o termostatul de ambient. Da. A oprit o termostatul de ambient. Că l-avem aici. Nu. Nu? A, e în casă. E în casă. A urcat deci, temperatura în casă și i-a dat a oprit-o. Da. Deci până acum nu aveam decât... 35 grade, 40 grade? 35 de grade păturul freonului. Pături, atât urca. Da, am bibilit-o... Puteai să ții mâna o săptămână pe conductă. Deci am reușit în 5 ore, nu, de muncă? Să o aducem la adevăr. Să o aducem în parametrii care trebuie. Să funcționeze... Amândouă modulele, modulează, ridică, coboară, se duce undeva în 12 amperi, nu? Da. 12 amperi, coboară în 4 și stă undeva în media la 6-7 amperi cu 75 de grade. Cu 75 de grade. Cu 75 de grade, care e un lucru foarte bun, nu? Nu bun. Extraordinar. Deci, una peste alta, sunteți mulțumit de... Super. Super. Și de pompă. Și de pompă și de meșter. Și de meșter. Că aia e important. Să fim da. Mulțumiți dintre amândouă da. Punctele de vedere. Meșterul i-a dat de cap. Deci sfatul dumneavoastră, că mai întreb pe oameni așa, cam care ar fi sfatul lor pentru alți proprietari de pompe. Ce sunt? Sfatul meu pentru care au probleme să vă contacteze. Deci tot personalul calificat face diferența. Bineînțeles. Că, obligatoriu. Ce să... Cine cunoaște pompele, în special? Cine cunoaște pompele, fără discuții, lucrează cu ele de mai mult timp, am avut timp să le examinăm, să lucrăm cu ele, să le dăm de cap. Deci sunteți mulțumit acum. Super, merge super. Până astăzi ce spuneați? Ce să spun? Bune. Nu a zice că chiar nu sunt bune, dar nu funcționa în parametrii... Normal, să zicem. Deci, dragii mei, cei care nu ați urmărit alte episoade, numărul meu de telefon este 0770-473-202. Deocamdată nu am avut timp să editez toate videoclipurile ca să trec numărul de telefon, dar în scurt timp o să apară pe videoclipuri deja afișat numărul de telefon. Aici încheiem, vă salutăm și vă urăm toate cele bune și noapte bună dacă nu v-ați culcat încă. Sau când vă pregătiți de culcare. Noi încă mai avem de treabă. Contactați meșterul. Sănătate și numai bine.